Doamnelor și domnilor, bună seara, bine ați venit la reîntâlnirea cu Mihaela Ilie, un artist plastic care, iată, un scurt timp este la a doua venire la Cluj, la fel de interesantă, la fel de surprinzătoare și veți vedea prin apropierile pe care le voi face câte sunt și ce semnificație au pentru terapii, pentru suflet. Cicero scria în Pro Milone, inter armas silent leges, practic când în timp de războaie amuțesc legile. Ideea de bază era că oamenii își acceptau măsurile legiuitorilor și le respectau, ceea ce ni se întâmplă și nouă. De la acest inter arma silent leges s-a ajuns foarte repede la inter arma silent muse, când armele zângănesc, tot așa, în o perioadă de război, muzele tac. Și din păcate pentru noi, această expresie latină are și ea valabilitatea ei, pentru că locul acestor războaie a fost luat de un virus, o luptă inegală a omului cu el și nu știm cât timp va dura această luptă și mai ales care va fi finalul. În 6 martie anul acesta aveam vernisajul expoziției închis, deschis între deschis. Sunt convins că, să zic, involuntar, doamna Mihaela Ilie anticipa, din păcate, perioada care avea să urmeze, pentru că din 14 martie, cum știți, muzele au tăcut de tot și am dus o viață în izolare, am dus o viață cu ieșiri limitate. A fost un închis deschis între deschis pentru toată lumea. Din păcate, muzele, spuneam, au fost primele lovite și tot ce a însemnat și înseamnă artele spectacolului și artele vizuale s-au oprit. De 3 săptămâni însă, iată, muzele încep să-și facă din nou auzite vocile. Sunt niște voci discrete, plăpânde. Încearcă să revină la viață, să ne dea semne și să ne umple sufletele de speranță. Din 14 martie încoace, cu toții, spuneam, am ajuns să ducem o viață duală, în izolare și într-o mișcare limitată. Dar au fost 3 luni și sunt 3 luni, peste 3 luni, în care am avut timpul să ne gândim și să ne raportăm la destinul artiștilor individuali. Și am să vă citesc din cele scrise de Emil Zola. Artiștilor individuali care își duc existența aparte în solitudinea talentului lor. Și în această solitudine, Mihaela Ilie a căutat, a găsit terapii pentru suflet, terapii pe care ni le propune și ni le oferă de o generozitate care o caracterizează. Rămân la Emil Zola pentru că scria el tot în saloanele mele, pictorii iau natura și o redau văzută prin intermediul temperamentelor lor foarte particulare. Fiecare artist ne va oferi în acest fel o lume diferită, expresie vie a unui suflet. Astfel văzute lucrurile, lucrările Mihaelei Ilie spun 3 povești. Este povestea unui suflet, este povestea unui trup și, în ultimul rând, este povestea unei minți. Toate aceste povești sunt spuse folosindu-se de o gamă întreagă de nuanțe, delicate și fine, tandre și luminoase, un joc fin și suflu al culorilor, în ultimul rând.
este un tot armonios, un suflet de aer proaspăt și limpede. Mă gândesc de asemenea și la senzațiile care ne încearcă, văzând lucrările, prima fiind cea de unitate, după care putem vorbi de armonie, de forță de evocare, de forme clare și elegante. În închis și închis, deschis, între deschis, spuneam noi că eu la venisarul din 6, încercam, căutam cu toții să cunoaștem omul și artistul care este Mihaela Ilie. Nu numai să-l cunoaștem, ci să ne-l și apropiem, mai ales că revenea în cetatea artistică a Clujului după lungă absență. Astăzi, în schimb, vine cu totul și cu tot o altă față, una nouă, chiar incitantă, terapii pentru suflet. Este practic un mod personal de regăsire a frumuseții de și în fiecare zi. Știm foarte bine că rostul picturii este nu numai de a-ți face cunoscute propriile trăiri și sentimente, ci și de a etala adevărul și frumuseții. Terapii pentru suflet devine expoziția despre multele experiențe de viață, trăiri, emoții, gânduri, idei, familie, lacrimi și zâmbete, despre lucrurile care ocupă anumite locuri în viața artistei și avem flori, avem cești, avem farfurii, avem plicuri de ceai, lucruri care step by step sau zi de zi îi aduc cu alegare în mulțumire sufletească. Predomină florile și am să vă ofer un citat din un mare botanist american, Luther Burbank, care scria: florile fac oamenii mai buni, mai fericiți, mai săritori. Ele sunt soare, mâncare și medicament pentru suflet, pentru minte, trup, și suflet. Mulțumesc, Mihaela Ilie, mulțumesc și dumneavoastră. Lucrurile, de fapt, sunt mult mai simple decât domnul Chopin a încercat să vi le traducă. Da, într-adevăr, ne-am văzut aici, în martie, înainte să debuteze pandemia, înainte de carantină. Și mă bucur că vă văd și că sunteți bine. N-am să vă întreb cum a fost, pentru că știu, și pentru unii a fost mai greu decât pentru alții. Pentru mine era o stare, de fapt, deja instalată de ceva vreme și atunci am încercat să mă apropiu de lucrurile din vreajma mea, să le dau un caracter ludic și să le transform în ceva bun și frumos ca să ne ajute pe mine personal și pe urmă pe dumneavoastră să treceți peste această problemă, par să-i spun, problema nerezolvată încă. Așa că florile din grădina mea, panseluțe, narcise, grengi de prun, de măr, sau amintirea unor buchete, au devenit țintele mele. Au devenit și le-am transformat, le-am dăruit în loc de efemeritate sentiment. Bineînțeles, nu am fost singură în toată această perioadă. M-a însoțit motanul meu, Ață, căruia mai păstrez doar numele ca palidă amintire a ceea ce a fost el la adopție, acum devenind un dolofan torcăcios care seamănă mai mult cu un pepene. Da, cu Ața am băut ceai, l-am invitat la Cursei. Cu Ața am privit cum trece lumina printr-o feliuță de lămâie sau printr-un cup de zahăr. Cu Ața am explorat dulapiorul cu pantofi, am făcut multe năzbâtii. În alte zile am ascultat muzică multă și bună, am revăzut spectacole de balet și în toate acestea am încercat să pun
din sufletul meu și să transformăm într-un leac sau în mai multe leacuri mici, împotriva sigurătății, împotriva durerii, împotriva tristeții. Sper că am reușit să fac din toate astea terapii pentru suflet. Asta am dorit să fac eu, pentru că m-am așezat zilnic la șelalet și o spun fără modestie că a fost greu. A fost greu și pentru mine și, nu mă laud, am trecut cu bine și mă bucur că sunt aici. Mulțumesc curajoșilor și sper ca reîntâlnirea de la Cluja să devină un obicei de acum înainte. Mulțumesc! Thank you.